Bună, îmi pare bine că m-am întors, deși cred că ultimul clip pe care l-am pus a fost acum o săptămână. Probabil vă întrebați de ce am tot părut pe partea asta, dacă nu mă urmăriți pe Facebook sau pe Instagram sau chiar pe Snapchat sau pe blog, cred că am scris peste tot. Da, m-am umflat, am să pun părul așa partea asta ca să nu se vadă. Ideea e că am o problemă dentară și se întâmplă chestia asta aici, dar eu sper că într-o săptămână să fie gata. Mă simt foarte dubios, vă zic, zici că am o bomboană în partea stângă constant. Nu pot să dorm pe partea asta, nu pot să mănânc în partea asta, trebuie să merg constant la medic, whatever. Azi facem 100 layers challenge și asta înseamnă că am aici 10 rujuri pe care am să le aplic pe buzele mele de 10 ori fiecare. Asta înseamnă că o să am 100 de nuanțe de rujuri pe buze. Nu știu de ce fac challenge-ul ăsta, știu că l-am văzut la foarte multe youtuberițe pe care le urmăresc, e fun, e administrativ, vreau și eu. Altă explicație, n-am. Așa că să-i dăm drumul. Primul ruș pe care am să-l pun se numește NYX Lingerie și este nuanța 08 Bedtime Flirt. Și o să-l pun pe ăsta mai întâi. Place mult nuanța asta. Place mult, aș lăsa-o doar pe asta. Dar e un challenge. Mai departe, Sleek Matte Me, nuanța Birthday Suit, cred că e asta, da? Boom! Încerc să nu pun totuși foarte mult odată. NYX Liquid Suede în nuanța Amethyst, nuanța 10, care este mauve-ul ăsta, dubios. Nu mă chinui să le fac foarte drăguțe, pentru că la 100 de nuanțe n-ai cum să-ți iasă buzele minunate. N-ai. Ăsta este... Ar trebui să aștept să o zice, nu? Ăsta este NYX Soft Matte Deep Cream în nuanța Milan, nuanța 11. S-a luat ca lumea, celălalt ruj. Am stricat rolul ăsta. O să-l dau înainte de mauve. Arată cam așa acum. Ăsta este tot Soft Matte Lip Cream de la NYX Monte Carlo, nuanța 10 e ăsta. Prostie de provocare, m-am apucat și eu să fac. Abia am pus 5 rujuri pe buze și deja sunt foarte uscate. Mă întorc la încă un mauve, tot Soft Matte Lip Cream, nuanța 26 La Havan, sau Le Havan, La Havan. Cum ar fi să sune acum un curier la ușă? Trec la tot NYX Liquid Suede, nuanța 01 Stone Fox. Eu o să arăt ca o Stone Fox. Îmi place asta. Îmi dau seama dacă îmi face dinții galbeni sau albi. Usucă-te! Asta este... este un butter gloss. Ok, nu punem butter gloss pentru că nu se va usca niciodată. Deci am rămas cu 9 rujuri. 9 rujuri. Trec la Maybelline Vivid Matte Liquid în nuanța. Dar cine ar putea ști vreodată? Cora Courage. Nu! Am să mă mulțumesc! L-am pus cu degetul că se murdărește de la acel gri, se murdărește pensulica. A noua culoare este ceva tot de la Sleek Matte Me, nuanța Fandango Purple. Nu știu cum o să fac challenge-ul ăsta până la capăt, nu cred că am cum. Am să iau o pauză, aș să se usuce puțin rujul, ultimul ruj pe care l-am pus și apoi nu mai trec prin toate nuanțele, că deja le știți. Deja arăt oribil. Deja le știți și vedem la final ce iese. Sună un curier, serios? Alo? În 20 de minute vine curierul. Yes! Tot ce puteam dori. Ok, ne-am luat florile, pentru că asta mi-a adus curierul, flori. Trebuie să vă spun că am schimbat câteva rujuri și am mai adăugat două. Asta pentru că am observat că se usucă destul de greu și aveți nevoie pentru challenge-ul ăsta de niște rujuri super lichide și care se usuce super repede. Și am băgat aici Astor... I don't know cum se numește, pentru că s-a șters, dar este ceva Perfect Stay Transfer Proof și este o nuanță roșiatică, maronie. Iar asta este
ceva de la L'Oréal Paris, infalibil long lasting, rouge și rezistent la transfer. Le-am pus pe astea două și am scos următoarele. Maybelline Vivid Matte Liquid, asta pentru că se este foarte lichid, dar se usucă destul de greu și atunci eu pierd foarte mult timp. Butter Gloss oricum vi l-am arătat că l-am scos. Și am scos și Soft Matte Lip, primul ăsta mauve, pentru că la fel, deși se așează foarte bine și îmi plac foarte mult matte lip cream-urile, nu se potrivește pentru challenge-ul ăsta. Și la fel o să vreau să scot ăsta roz, care este tot un matte lip cream ăsta la telefon. Și mă gândesc să scot și roșul ăsta. Din start am scos 5 rujuri pentru că mi se potrivesc cu challenge-ul. Și am rămas cu astea două. Lingerie, Matte Me, ups, Matte Me, cele două Matte Me, ăsta mauve liquid sweat și ăsta negru, deci gri. Am rămas cu 7. Mi-am refăcut buzele. Ah, ce mă enervează că s-a întâlnit aici. Și am tot 9 rujuri pe buze. Așa că zic să continuăm. Ar 20. 20 tot mov. Unele rujuri mai bine tapotezi decât să comiști toate straturile pe care le-ai acolo, 35. Asta este un nou stil de buze. Oh, 60 to go. Continuăm această teroare a buzelor. Pentru că am dinții. Nu ne mai uităm la dinții. Optzeci. Încă 20 și gata. Am terminat 100 de nuanțe pe buze. Lasă să usuce și mă apropii de... Trebuie să vă spun că nu mă așteptam să dureze atât de mult. Este 3 și jumătate. Am 100 de straturi de ruși pe buze. S-au uscat, dar arată oribil. Se simt oribil. Buzele mele sunt în același timp reci. O mănâncă și abia știu să dau chestia asta jos. Vă zic sincer că pare super bine că s-a terminat, pentru că nu știu ce a fost în capul meu, n-aș mai face încă o dată acest challenge. Și sincer spun, nu cred că este un challenge care merită făcut, pentru că vă iritați buzele fără niciun sens, nu așa cu nimic acest challenge. Vreau să vă zic că mi-a luat 10 minute după ce să-mi dau jos straturile de ruj de pe buze. Și singura chestie pe care cred că aș mai suporta acum ar fi un butter, ceva, sau treaba asta de la Lancome, asta este super hidratant, are apă, ulei, chestii, super multe minerale nutritive în ea și singura chestie pe care o suport în momentul ăsta pe buze. Dar una peste alta, sper că v-a plăcut și îmi pare bine că am reușit să mai filmez un clip și că ne-am văzut din nou. Nu uitați că puteți să mă urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și ID-ul meu de Snapchat este Denisa Simamă. Știu, postez din anul Paști, am să mă chinui să postez mai des. Și no worries când o să mi se desumple partea asta de față. Am să fac niște tutoriale de machiaj așa cum îmi cereți voi mereu. Până atunci v-am pupat. Pa, pa!